Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la programul informativ actual. Pentru început, titlurile ediției. Ziua de 24 august este una de doliu, nu de sărbătoare. Asta au declarat mai mulți istorici în contextul zilei de 24 august, când Igor Dodon vrea să sărbătorească ziua eliberării. Deși au posibilități limitate de deplasare, nu se lasă intimidați. 22 de voluntari cu dizabilități au venit tocmai din Franța și au pornit într-o cursă pe biciclete pentru a promova un mod activ de viață. Veste bună pentru conducătorii auto. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a ieftinit carburanții. Cutremur devastator în Italia. Cel puțin 2 oameni au murit, iar alți peste 30 au fost răniți, după ce mai multe clădiri s-au prăbușit în urma seismului. Demnă de cupele europene. Campioana Sheriff Tiraspol este cea mai cotată echipă din Republică, în topul coeficienților cluburilor din Europa. Neatenția l-a costat viața. Un bărbat în vârstă de aproximativ 63 de ani a fost lovit mortal de o mașină în timp ce traversa strada neregulamentar. Victima a decedat pe loc. Impactul s-a produs în această dimineață pe traseul Sărăteni-Bălți. Conducătorul automobilului Mitsubishi, care a izbit bărbatul, a și alertat poliția. La fața locului s-a deplasat o grupă operativă care a stabilit că șoferul autoturismului se deplasa regulamentar. Potrivit oamenilor legii, victima nu a fost identificată deocamdată. Poliția cercetează cazul. Deși promitea în campania electorală că va fi un președinte al tuturor cetățenilor, Igor Dodon continuă șirul de acțiuni menite mai degrabă să dezbine societatea. De această părere sunt istoricii care condamnă decizia președintelui de a organiza în Piața Mare Adunări Naționale un concert cu ocazia zilei de 24 august, zi în care a avut loc ofensiva Iași-Chișinău, în care Basarabia a fost reocupată de armata sovietică, zi numită de alații lui Dodon Ziua Eliberării. Scena pentru spectacolul organizat de șeful statului Igor Dodon a început deja să fie instalată, astfel că din depărtare putem vedea pe un panou roșu scris cu majuscule Eliberare, păstrăm memoria și ținem minte. Printre altele, pe această scenă așa zisei eliberări urmează să evolueze orchestra prezidențială, un cor bisericesc, dar și interpretul rus Grigori Leps. Igor Dodon a anunțat încă acum câteva zile pe Facebook că pregătește pentru ziua de 24 august un concert festiv cu prilejul celei de-a 73-a aniversări de la eliberarea fascistă. Pentru aceasta a primit și permisiunea responsabililor de la primărie, care, spun ei, oricine are dreptul să organizeze ce vrea dacă nu întrece normele etice. Se depune de cerere prealabilă în situația în care Piața Mare Adunări Naționale sau locație liberă să accepte. Legea prevede foarte clar, nu se semnează autorizații, nu se permite sau nu se permite, se examinează că vom permite sau nu vom permite. Dar atunci când solicită, cum solicită? În scris sau la telefon sau cum? Se depune declarație. Atunci în declarația era stipulat ce sărbătoare sau o... Întrunire. Nu. Organizatorii conform legii nu sunt obligați. Istoricii condamnă însă acțiunile lui Igor Dodon și spun că pe 24 august ar trebui să coborâm drapelele în Bernă și să fie declarată zi de doliu, dar nu sărbătoare, întrucât în acea zi am fost, de fapt, ocupați de armata sovietică. Este o zi de doliu național, întrucât în acea zi s-a instituit o nouă ocupație străină asupra acestui teritoriu. Prin încheierea operațiunii Iași-Chișinău am intrat în spațiul de ocupație sovietic. Se spune că ne-au eliberat, dar eliberatorii pleacă. Vin și eliberează, duc acasă, dar ei nu s-au dus. S-au reținut până în 91, când ne-am proclamat independența. Iată, va trebui cineva să consemneze cu mult fast această zi de doliu, de fapt, național 24 august și peste 3 zile vor merge și vor consemna și ziua independenței. Și în capul acestor oameni se întâmplă ceva absolut greu de explicat, fiindcă e o brambureală totală. Istorici de bună credință, istorici de meserii de aici, din România și din Occident consideră că de fapt este vorba de reocuparea Basarabiei și 24 august 1944 a însemnat de fapt resovietizarea acestui teritoriu dintre Prut și Nistru. Foametea organizată de sovietici în 46-47, iată că au mai eliberat 200.000 de oameni de pe spațiul ăsta terestru. Pe urmă, deportarea din 49, deportarea din 51, iar eliberați și duși în Siberia. Sovietizarea care a fost, rusificarea,
Așa că nu este un prilej ca să sărbătorim, să facem un concert, este absolut necreștinește. Și în așa situație, cel mai bun lucru este ca preoții să facă un serviciu divin în biserici, să pomenească pe cei care au murit, noi, enoreașii, să aprindem o lumânare și să nu facem tam-tam din lucrul ăsta, pentru că arătăm ca niște sălbatici. Ceea ce face Dodon face foarte rău. Precizăm că pe 20 august 1944, trupele sovietice au început una din cele mai sângeroase ofensive din istoria celui de-al doilea război mondial, operațiunea Iași-Chișinău. Aceasta a intrat în istorie ca una dintre cele mai scurte, însă care a schimbat raportul de forțe în Balcani. Consecințele acestei bătălii a fost scoaterea României din război și trecerea ei de partea aliaților, precum și reanexarea Basarabiei pentru încă 47 de ani. Deși au rămas zile numărate până la începutul unui nou an de studii, la Colegiul de Construcție din Capitală lucrările de reparație sunt în toi. Instituția a rămas fără acoperiș, iar interiorul clădirii, muncitorii desfășoară de zor lucrări de reabilitare. Administrația beneficiază de un proiect în valoare de 1 milion de euro oferit de către Ministerul Educației pentru repararea completă a colegiului. Conform planului, acestea ar trebui finalizate până la sfârșitul lunii august, dar în anul viitor. Lucrările de reparație la Colegiul de Excelență în Construcții au început în luna iulie și se vor desfășura până la 1 septembrie 2018, atunci când clădirea va căpăta o nouă față. Este un proiect câștigat, deci, ca centru de excelență, deci pentru reparații capitale ale întregului centru. Eu mă refer și la blocul de studii, și la ateliere, și la mobilier, și la echipamente. Urmează să fie efectuate lucrări de reparație capitală începând de la acoperiș, poduri, mă refer la reparația capitală a sistemului de încălzire, ventilare, iluminare, podele, uși. Clădirea instituției a fost construită acum 50 de ani și avea nevoie urgent de o reparație capitală. Deci acoperișul instituției nu a căzut. El a fost demolat conform proiectului. Acoperișul din blocul 1 este spre finisare, deci până la sfârșitul săptămânii urmează să acoperim de acum cu peliculă și cu oale. Tot așa și în partea stângă. Rămâne doar acoperișul din centru, care urmează să îi se toarne o porțiune de armare și betonare pentru întărire, o construcție metalică, după care urmează să acoperim cu oale și această porțiune de centru. Este vorba de până la 1 octombrie. Chiar dacă noul an de studii începe în curând, iar lucrările de reparație de la etajul 3 și 4 încă nu au fost finisate, administrația instituției a găsit o soluție. Pentru a nu perturba desfășurarea orelor, administrația instituției a hotărât ca studenții să învețe în două schimburi, unul de dimineață și unul după masă. Astfel, studenții vor învăța la etajul 1 și 2. Etajul 1 și 2 a blocului de studiu este pregătit pentru lecții, mă refer, nu a fost deteriorat, se referă reparația doar la acoperiș, etajul 4 și etajul 3. De asemenea, lecțiile vor fi petrecute în sălile din atelier, din cămine, din alt bloc care îl avem pe strada Hâncești 38. Administrația instituției spune că a fost precaută și a luat în calcul toate măsurile de securitate. În acest an, Centrul de Excelență în Construcții dispune de 9 specialități la care sunt așteptați pentru a-și face studiile peste 1700 de tineri. Mama lor le purta din casă în casă. Murdari, flămânzi erau și trebuia să le iei să le duc la un orfelinat, însă mie mi-a fost foarte jele și le-am luat. 21 de copii din Chișinău rămași fără îngrijire părintească au primit un ajutor financiar pentru școală. Detalii imediat la știri.
Veste bună pentru conducătorii auto. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noul plafon pentru următoarele 2 săptămâni. Astfel, benzina se va ieftini cu 11 bani, iar motorina cu 22 de bani. Începând de mâine, prețul pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 nu va depăși 16 lei și 95 de bani, iar pentru motorină 14 lei și 55 de bani. Potrivit ANRE, companiile petroliere care vor afișa prețuri mai mari riscă să fie sancționate. Noile prețuri vor intra în vigoare începând de mâine și vor fi valabile până pe 5 septembrie. Deși au posibilități limitate de deplasare, nu se lasă intimidați să împărtășească din energia lor și spiritul caritabil cu semenii din alte țări. 22 de persoane din Franța cu necesități speciale și însoțitori au pornit de astăzi într-o cursă cu biciclete prin mai multe localități din Republică pentru a promova modul de viață activ. Aceștia au dus cu ei 2 camioane cu echipamente medicale pe care le vor dona Spitalului Raional Telenești. Oamenii cu nevoi speciale astăzi au făcut un efort enorm, cei 22 de participanți, pentru a veni aici în Moldova, tocmai din Franța, ca să ne transmită acest mesaj că fiecare dintre noi are dreptul la o viață absolut normală, are dreptul să circule, să partajeze. În perioada 21-28 august, 22 de persoane cu dizabilități și însoțitori au venit în Moldova pentru a motiva persoanele cu aceleași maladii să-și creeze o imagine de sine pozitivă și să se reintegreze în societate prin diverse acțiuni. Aceștia vor parcurge cu biciclete și triciclete adaptate pentru persoane cu deficiențe locomotorii prin raioanele Orhei, Nisporeni, Telenești, Ungheni, iar spitalelor din aceste localități vor dona ustensile medicale, paturi și alte echipamente medicale utile. Este un proiect de ajutor umanitar, de a atrage atenție pentru nevoințe din aceste persoane. Persoanele au venit din Franța și, deși suferă de dizabilități, sunt adaptați unui stil de viață activ pe care vor să-l transmită tuturor. Marie-Christine Visac are paralizată partea stângă a piciorului, iar mâna stângă nu este deloc mobilă. Ea va participa în cursă cu o tricicletă care, spune ea, este adaptată în așa fel încât să treacă ușor de la o viteză la alta. Paralysé côté gauche, mais une rupture d'anévrisme pour expliquer exactement, hémiplégie côté gauche, beaucoup de spasticité dans les muscles. Pentru a se putea deplasa, piciorul femeii trebuie să fie fixat bine de pedala bicicletei. Alți participanți susțin că sunt mândri să-și ajute semenii. Eram departe de imagina că într-o zi ar fi aici pentru acest proiect de handicap. Eu sunt, cum să zic, mândru să fiu aici. On continue le sport, même handicapé. Moi, j'ai une maladie génétique, une maladie rare du cervelet, quoi, l'équilibre et tout. Et c'est vraiment partager, tisser des liens aussi avec la Moldavie, les associations d'handicapés, s'il y en a en Moldavie. Aceștia mai spun că nu este deloc ușor, deoarece drumul nu este așa cum și-au dorit ei să fie. Non, mais si sinon, il y a beaucoup de voitures. Sunt foarte multe mașini. Cu toate astea, rămân pozitivi în continuare și spun că bicicletele le vor permite să se deplaseze pe traseele preconizate. Il y a trois roues, donc moi, vu que j'ai des problèmes d'équilibre, en fait, c'est bien, c'est stable. Persoanele vor să demonstreze că dizabilitatea nu este o sentință, iar modul activ de viață poate fi urmat în orice condiții. Il est important, comme je le disais tout à l'heure, il est important de témoigner que malgré le handicap ou la maladie, on peut vivre et on peut continuer d'avancer. Participanții în cursă vor avea o întâlnire cu membrii Asociației Oamenilor cu Nevoi Speciale din Telenești. Tot acolo, la spital, vor ajunge și 2 camioane cu echipamente medicale, paturi adaptate și alte lucruri necesare pentru viață. De asemenea, participanții vor avea o întâlnire și cu membrii unei organizații pentru copii, cărora le-au adus jocuri, haine și cărți. Este pentru prima dată când în Republica Moldova se desfășoară astfel de acțiuni. 21 de copii din municipiul Chișinău rămași fără îngrijire părintească și care la 1 septembrie vor merge în clasa 1 au primit astăzi câte 5.000 de lei din partea Primăriei Capitalei. În ajun de noul an școlar, micuții au avut parte de cadouri din partea reprezentanților Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului și au fost invitați la o recepție într-un local din capitală.
Copiii au fost invitați la sediul preturii sectorului centru, unde au fost încurajați de către funcționari să fie sârguincioși, să învețe bine, dar și să asculte de tutorii lor. Aceasta a devenit deja o tradiție. În fiecare an se organizează astfel de sărbători și în ultimii ani chiar sectorul centru este gazdă primitoare. Suma a crescut. Anul trecut am oferit 4.000 de lei, anul acesta oferim 5.000 de lei. Suntem conștienți de faptul că e prea puțin, ținând cont de necesitățile unui copil care merge la școală, dar sper să ușurăm din povara părinților, pentru că le zicem tutori, dar de fapt au devenit adevărați părinți pentru acești copii. Pe lângă cei 5.000 de lei, pe parcursul anului școlar, copiii vor beneficia de alimentație gratuită, dar și de abonamente la troleibuz. Noi, cei care activăm în domeniul protecției drepturilor copilului, ne pasă de acești copii, ne pasă de toți copiii și nemijlocit foarte mult de cei care sunt în evidența protecției copilului. Încercăm ca împreună, fiind motoul direcției împreună, putem face viața mai frumoasă a copiilor, să încercăm nu numai să vorbim, dar și să demonstrăm că suntem alături de ei. Această femeie este tutoră pentru proprii nepoți deja de 5 ani, iar banii primiți îi va cheltui pe rechizite. Am fost nevoită să fiu tutoră, fiindcă fiica cea mai mică, eu ne-am lăsat 3 copii și au rămas sub tutela mea. Nu i-am dat la casa de copii și au rămas, mai am 2 de gemeni acasă. În clasa 1 acum au foarte multe necesități. Trebuie să luăm ghiozdane, rechizite, costume sportive, mă rog, de tot ce este nevoie în clasa 1. O altă femeie este tutoră pentru cele 2 nepoțele ale ei deja de 2 ani. Chiar dacă se ciocnește zilnic de greutăți, nu s-a gândit niciodată să se despartă de cele 2 fetițe. Mama lor le purta din casă în casă, murdari, flămânzi erau și trebuia să le iei să le duc la un orfelinat. Însă mie mi-a fost foarte jale și le-am luat. Și acum avem 2 ani în noiembrie. Suntem foarte fericiți. Este un ajutor foarte mare, că cât de puțin tot prinde bine. La ce veți folosi? Pentru școală. Noi încă n-am luat nimic de școală. Pentru școală. Deși unii copii așteaptă cu nerăbdare ziua de 1 septembrie, alții nu sunt prea încântați de începerea noului an școlar. La școală e bine, la școală înveți, la școală citești. Câteodată te duci în sala mușcală, dansezi. Eu nu vreau la școală. Dar de ce? A să-mi dai lecții grei. Eu de citesc, da. Cu lecțiile, nu știu cum. În prezent, la evidența Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copiilor, se află peste 1.500 de minori. O familie din satul Budești a renunțat la confortul din birou și s-a lansat într-o afacere cu vița de vie. Cum le reușește, vedeți imediat la știri. În acest an, numărul studenților înmatriculați la universitățile din țară a scăzut drastic. Acesta, practic, este unul înjumătățit față de acum 10 ani. Potrivit statisticilor, de la un an la altul avem tot mai puțini absolvenți de licee care aleg să-și continuă studiile, iar universitățile din Republică riscă să rămână pustii peste câțiva ani. De vină ar fi situația demografică, faptul că mulți elevi nu reușesc să susțină bacul, iar majoritatea absolvenților aleg să studieze peste hotare, spun specialiștii. Rectorii universităților din Republică spun că numărul studenților este în descreștere comparativ cu anii precedenți. Cauza ar fi numărul mic al celor care au susținut bacalaureatul, dar și faptul că mulți dintre aceștia au ales să meargă la învățătură în România. Mai puțin solicitate, relațiile internaționale și chiar la drept, un pic mai puțini. Adică erau mai mulți, se vede că doar știm ce număr de studenți sau de elevi au luat bacalaureatul și e clar că numărul lor e mai puțin decât în anii precedenți. O mare parte se duc în universitățile din România. Acum când se va decide rezultatele, vor fi date rezultatele la buget, la alte universități și după aceea ei mai aplică. Și mai așteptăm când se va decide de acum definitiv înmatricularea la universitățile din România. Consiliul Rectorilor din Republica Moldova a făcut publice date care demonstrează că în ultimii 10 ani numărul studenților înmatriculați s-a redus de la 128.000 până la 74.000.
Este o realitate faptul că numărul de studenți înmatriculați, respectiv care își fac studiile în Universitatea din Republica Moldova, are o tendință generală de descreștere. Spre regret, acest an nu este o excepție. Evoluțiile demografice nu sunt cele mai bune pentru Republica Moldova la general și datele recensământului au confirmat o tendință generală de descreștere a populației Republicii Moldova, respectiv numărul celor născuți în perioada pentru care facem admiterea în acești, în ultimii ani, este în descreștere. Alte motive ar fi plecarea mai masivă la studii peste hotare a tinerilor din Republica Moldova, un număr destul de mare de locuri, inclusiv cu finanțarea bugetară pe care le acordă pentru cetățenii Republicii Moldova, statul român. Potrivit lui Grigore Belostecinic, lipsa studenților de astăzi va avea consecințe negative pentru Republică. Totodată nu este exclus ca din acest motiv unele universități să se închidă. Teama mea este că am putea să ne confruntăm pe viitor cu o lipsă acută de potențiali angajați deja în câmpul muncii, în întreprinderile noastre. O parte din universități se vor închide de la sine. În situația în care nu vor mai avea studenți și această tendință se menține în ultimii ani, noi să ne amintim că au fost perioade când în Republica Moldova aveam 54 de universități. În același timp, cei de la Ministerul Educației spun că universitățile nu se închid doar din cauza lipsei studenților. Nu, din cauza că studenții universitățile nu se pot închide, dar se pot închide din cauza că n-au trecut acreditările, dar lucrul ăsta îl face agenția noastră de asigurare a calității, așa că din cauza asta, dar nu din cauza că nu studenți sau sunt studenți. Datele statistice arată că în ultimii 10 ani numărul de studenți înmatriculați la universitățile din Republică s-a redus cu peste 40%. Cea mai mare scădere a fost înregistrată la facultățile de științe economice, drept și inginerie. Republica Moldova nu este un stat suveran și nici independent, iar unica soluție pentru salvarea neamului nostru este unirea cu România. Declarațiile aparțin fostului ministru al apărării, generalul Ion Costaș, care este de părere că reîntregirea națiunii românești trebuia să fie făcută încă în anii 90. Ce alte opinii relevate în contextul zilei independenței Republicii Moldova de către primul ministru al apărării pe care l-a avut statul nostru, aflăm din interviu. De vorbit de suverenitate și independență e păcat, pur și simplu luăm o poziție care îi derutează și e o eroare enormă pentru o mulțime, pentru majoritatea oamenilor care sunt cinstiți și corecți față de ceea ce s-a întâmplat și ce avem în ziua de astăzi. Din partea mea, să cot că sunt totuși o persoană care a contribuit la aceste momente ca să devenim în anii 90, 91, 92, să devenim un stat suveran și independent. Dar nu a fost așa din cauza că am avut o conducere de multe puncte de vedere, și economic, și social, și politic, și corpul diplomatic, și corpul parlamentar, foarte nepregătit, primitiv în problema rezolvării statalității ca atare, care peste noapte a apărut și pentru noi, Republica Moldova, cum și pentru altele 15 republici a fost în Uniunii Sovietice. Asta e explicația, că nu aveam noi elite respective care să contribuie esențial pentru a întări această metamorfoză, care spuneți dumneavoastră, chipul am apărut din fostă Republică Unională, stat independent suveran. Nu e adevărat, nu suntem noi nici până în ziua de azi, nici suveran, nici independenți. Situația în care se află acum Republica Moldova, ar fi o soluție unirea cu țara mamă România? Soluția asta a fost de mult, asta a fost din anii 90, 91, 92 și trebuie treptat să se facă, să treacă la niște pași concreți în domeniul respectiv. Dar nu s-a dorit și președintele care credea pe Snegur pe atunci, pe timpul respectiv, și svetnicii lui care erau, s-o credeau că nu e timpul de unire, de integrare cu țara. Snegur nu odată, că au fost niște adresări, între care și eu am fost în echipă respectivă cu Vieru, cu Moșanu, cu Dabija Nicolae, Cimpoi, alți deputați care au la timpul respectiv, și cu ministrii
Ghiderim, Matcaș. De câte ori ne-am adresat că să facem pasul respectiv și să facem lămurire, explicare și să facem niște pași mai hotăriți în direcția apropierii și integrării cu țara. Dar Snegur spunea pe moment că eu o să vă spun când facem unire. Eu vă spun, până în ziua de azi tot ne spune, doar și Snegur, când facem unire. Concret, ce pași a trebuit? Păi o trebuie timp de 25-26 de ani care au trecut, o trebuie foarte mult de făcut, de integrat economic în prim plan și de integrat social, de integrat moral, spiritual, să de explicat societății ce s-a întâmplat și am fost dezbinați, că imperia apar și dispar. Asta e un moment firesc. Imperiul apar și dispar. Am venit momentul și existam la dispariție Imperiul Rus, care a faramat neamul nostru, neamul și națiunea românească, în bucăți. O parte întrânsă din neamul și țară. Și-a început cariera acum 15 ani ca funcționar public, dar a renunțat la confortul din birou și s-a aventurat împreună cu soțul ei, pedagog de profesie, în agricultură. Vorbim despre Iulia Mura din satul Budești, municipiul Chișinău. În prezent, cuplul îngrijește o frumoasă plantație de viță de vie cu o suprafață de 20 de hectare. De aproximativ o săptămână au început culesul strugurilor de masă, iar faptul că în acest an vor strânge o roadă mai bogată le dă speranța că își vor acoperi toate cheltuielile. Cât vezi cu ochii, se întind podgoriile familiei Murea. Au muncit din greu un an întreg, iar acum culeg roadele frumoase. Deși intemperiile din aprilie i-a pus în gardă pe mulți agricultori, Iulia Murea spune că stratul gros de omăt a prins bine, așa că acum strugurii timpurii ajung pe mesele oamenilor, întrucât sunt comercializați mai mult pe piața internă. Zăpada care a fost în luna aprilie a adus și un plus pentru agricultură. A fost destul umezeală și roada este bună. Noi de mulți ani deja colaborăm cu toate rețelele din Republica Moldova și ne bucur acest fapt, fiindcă tot timpul mi-am dorit ca strugurile noștri să apară de pe tufă direct pe raft, direct la consumator. În fiecare dimineață, Iulia Murea este ajutată de soț, care adună oamenii la muncă și livrează strugurii culeși peste zi. Cele mai mari venituri le obțin totuși din exporturi. Noi producem 200-250 de tone pe an, piața locală nu consumă atât, noi facem și export. Și unde exportat? A doilea an la rând, strugurii noștri au fost contractați din timp și tot o rețea de supermarkete din orașul Kiev. Precizăm că anul trecut viticultorii din Republica Moldova au exportat peste 54.000 de tone de struguri de masă. Producătorii agricoli de struguri de masă din Republica Moldova în anul 2016 au exportat peste 54.000 de tone de struguri de masă, dintre care Uniunea Europeană a fost exportate 11.900 de tone, preponderent în România 50% din această cantitate. De asemenea, au fost exportate cantități esențiale de struguri în Federația Rusă și Belarusi. În acest an, producătorii agricoli din Republica Moldova planifică să exporte peste 60.000 de tone de struguri de masă. Doamnelor, domnilor, continuăm programul informativ actual cu un grupaj de știri pe scurt. A aruncat din buzunare mai multe pachete cu o substanță uscată și fărămițată în timp ce era urmărit de polițiști. O persoană de 26 de ani din Ucraina, ce deținea permis de ședere în Chișinău, a fost reținută după ce a fost implicată în circulația ilegală a drogurilor de origine vegetală în cantități impunătoare. În cadrul perchezițiilor, bănuitul a încercat să fugă, însă a fost reținut într-un parc din sectorul Buiucani. Oamenii legii au efectuat percheziții și la domiciliul suspectului, unde au mai depistat 12 pachete cu substanțe narcotice. Bănuitul riscă 12 ani de închisoare. Un individ de 24 de ani dat în urmărire penală pentru huliganism și alte 6 femei care ar fi fost implicate în practicarea prostituției au fost reținuți de oamenii legii în timp ce efectuau verificări pe strada Calea Basarabiei. Individul urmează să fie tras la răspundere penală, iar cele 6 femei cu vârstele de 22 și 33 de ani din diferite raioane ale țării riscă amendă de până la 1.800 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității.
Un cetățean din Republica Moldova și altul din Rusia au fost reținuți în timp ce încercau să spargă un bancomat din capitala Lituaniei, Vilnius. Aceștia au fost prinși pe 19 august la ora 2 noaptea, iar polițiștii au depistat la ei cagule și diverse scule. La reținere, cetățeanul Federației Ruse a amenințat cu cuțitul polițiștii și a opus rezistență. Precizăm că în luna august 2017 au fost sparte mai multe bancomate din Vilnius. Poliția presupune că cei doi bărbați sunt implicați în aceste infracțiuni. Consumatorii de pe strada Albișoara 68-70 vor rămâne mâine 23 august între orele 9 și 14 fără apă la robinet. Astfel, aceștia sunt îndemnați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei. Întreprinderea Apă Canal Chișinău menționează că sistemele au loc în legătură cu executarea unor lucrări planificate la stația Hidrofor din strada Albișoara. După finalizarea lucrărilor, livrarea serviciilor de alimentare cu apă va fi reluată. Numărul troleibuzelor care circulă în capitală va crește începând cu 1 septembrie. Acest lucru se va întâmpla din cauza revenirii în capitală a tinerilor la studii, dar și a mai multor persoane din concediu. Potrivit șefului regiei Transport Electric Chișinău, Gheorghe Morgoci, în perioada estivală au circulat circa 260 de troleibuze. Numărul lor a început să fie treptat suplimentat până la circa 280. De la 1 septembrie, în capitală vor circula 300 de unități de transport electric. Elevii și studenții, dar și vârstnicii care au o pensie mai mică de 1700 de lei pot procura abonamente lunare la un preț de 70 de lei. Costul deplin al unui abonament este de 180 de lei. Copiii de până la 7 ani circulă gratis. Italia a fost lovită de un cutremur devastator noaptea trecută, chiar dacă seismul a avut o magnitudine de 4 grade pe Richter, cel puțin 2 oameni au murit, iar alții peste 30 au fost răniți. Echipajele de urgență au intervenit prompt pentru a scoate victimele de sub dărâmături. Seismologii spun că, deși cutremurul nu a fost unul mare, acesta s-a produs la suprafață, într-o zonă cu foarte multe clădiri vechi. Așa s-ar explica pagubele imense pe care le-a făcut. Cutremurul a zguduit insula Ischia în jurul orei locale 21. Salvatorii italieni au anunțat inițial o magnitudine de 3,6 pe Richter, pe care au revizuit-o apoi la 4. Aceștia spun că epicentrul a fost în apele insulei la o adâncime de doar 5 km. Autoritățile din Salerno au confirmat că o femeie a fost ucisă de bucățile de ziduri desprinse de pe clădiri. Ieri sera, intorno alle 20:57, c'è stata una scossa di magnitudo 4.0 che è stata seguita poi da 14 repliche successive che hanno provocato una vittima nella chiesa di Santa Maria del Suffragio e ha visto coinvolti i comuni di Casamicciola e Laccameno. In questi due comuni sono concentrate le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, in particolare nel comune di Casamicciola, in località La Rita, è crollata una palazzina all'interno del quale sono state estratte vive tre persone, due donne e un uomo. Cel mai impresionant moment al salvatorilor italieni a fost atunci când au scos de sub zidurile prăbușite un bebeluș. Pe insula Ischia au loc seisme frecvent. Cel mai grav a avut loc în iulie 1983, cu o magnitudine de 5,8. El s-a soldat cu peste 2000 de morți. Cei patru suspecți aflați în viață după atentatele care s-au soldat cu 15 morți în Barcelona au fost duși azi dimineață la un tribunal din Madrid, unde urmau să fie inculpați. În total, 12 bărbați, majoritatea marocani, sunt suspectați că au făcut parte din celula care a comis atentatele. 5 au fost uciși în noaptea de joi spre vineri, 2 ar fi murit manipulând explozivi, iar un al 8-lea a fost ucis luni. Ceilalți 4 au fost arestați, inclusiv unul rănit grav în explozia de miercuri a unei case în care poliția crede că se afla un laborator de explozivi.
O eclipsă totală de soare a întunecat pentru câteva minute pământul. S-a întâmplat ieri în Statele Unite ale Americii. Mii de oameni au ieșit din case sau oficii pentru a privi evenimentul astronomic neobișnuit. Printre aceștia au fost și președintele Donald Trump, dar și soția acestuia, Melania. Eclipsa a fost și un prilej bun de a aduna un număr record de turiști în țara nord-americană. 5, 4, Corona, 3, 2, 1, there it is! Eclipsa a fost urmărită în aplauze și strigăte de cei care au ieșit pe străzi pentru a vedea impresionantul eveniment astronomic. Un grup de aventurieri au închiriat un avion și au urmărit eclipsa din zbor. I think it's breathtaking and there's kind of really no feeling to really describe besides just being in awe. That's kind of and just realizing how small we are here and just the bigger picture obviously. Momentul impresionant a fost urmărit și de către președintele Donald Trump, dar și soția acestuia, Melania. Liderul de la Casa Albă a preferat să urmărească evenimentul uneori fără ochelari. Oamenii adunați pe străzi au rămas impresionați de cele văzute. I don't even have words to describe that. That was so, so cool. We really like it. We really loved it. Următoarea eclipsă solară totală se va produce pe data de 2 iulie 2019 și va putea fi văzută deasupra Oceanului Pacific. Turnul Victorian, unul dintre cele mai fotografiate monumente din Marea Britanie, se va afla timp de 4 ani în reparație. Astfel, ultimele bătăi ale legendarului orologiu Big Ben din turnul cu ceas al Parlamentului Britanic au fost auzite ieri la prânz. Orologiul va marca de acum înainte doar cele mai importante evenimente. Peste 1 milion de britanici s-au adunat luni lângă sediul Parlamentului Britanic pentru a asculta ultimele bătăi ale renumitului ceas din turnul Parlamentului Britanic. Acesta urmează să-și sisteze activitatea pe un termen de 4 ani din cauza lucrărilor de renovare a turnului, care vor costa peste 31 de milioane de euro. Clopotul va fi deconectat și nu va mai marca ora exactă, așa cum a făcut timp de 158 de ani, aproape fără întrerupere, acompaniat de un ansamblu de 4 clopote mai mici care bat la sferturi de oră. Orologiul va funcționa în continuare cu ajutorul unui mecanism electric și cel puțin unul dintre cele 4 cadrane ale sale va rămâne vizibil pentru public. Doamnelor, domnilor, urmează știrile din sport prezentate de colegul meu, Ion Buga. UEFA a dat publicității clasamentul coeficienților cluburilor, iar formațiile spaniole Real Madrid, Atletico Madrid și Barcelona se află pe primele 3 poziții. Șerif Tiraspol este cea mai bine clasată echipă din țara noastră. Cu 9.350 de puncte, campioana Moldovei ocupă locul 144 în topul coeficienților cluburilor din Europa. Șerif Tiraspol este în fața unor formații ca Elfsborg, Istanbul, Başakşehir sau Metalist Harkov, dar este întrecută în top de echipe mai modeste ca Arouca, Dinamo Minsk sau HJK Helsinki. Următoarea echipă din Moldova după Tiraspoleni este Milsami, locul 267. Urmează Zimbru, 306, iar vicecampioana Dacia este pe poziția 327. Curios lucru este că în top mai figurează echipa FC Tiraspol, care și-a încetat existența în primăvara anului 2015. În clasamentul coeficienților cluburilor UEFA mai sunt plasate formațiile Zarea și Saxan, ultima luând decizia de a se retrage din divizia națională în acest an. Real Madrid a preluat șefie de la Barcelona pe baza rezultatelor dobândite în competițiile europene în ultimii 5 ani. Galacticii ocupă prima poziție, urmați de rivalii de la Atletico Madrid, în timp ce catalanii completează podiumul. Antrenorul național de tineret a Moldovei, Danuț Stelean Oprea, a anunțat lotul de jucători pentru meciurile contra Croației și Greciei din cadrul preliminarilor campionatului european. Din cei 20 de jucători convocați de Oprea, doar 3 fotbaliști evoluează la formații de peste hotarele țării. Cei mai mulți jucători, câte 4, vin de la campioana Șerif Tiraspol și Petrocub Hâncești. Din lotul anunțat de selecționer nu lipsește golgheterul la zi al diviziei naționale Vitalie Damașcan. Partida Moldova-Croația va avea loc pe 31 august pe stadionul Zimbru din capitală și va începe la ora 20. Pe 4 septembrie, tricolorii mici vor face deplasarea spre Atena, unde se vor confrunta cu reprezentativa similară a Greciei.
Moldovei. Printre adversarele Moldovei în grupa întâi preliminară mai sunt Belarus, Cehia și San Marino. La un pas de podiumul campionatului mondial, în prima zi a competiției din Franța, luptătorul de stil greco-roman Daniel Cataraga a cedat în duelul pentru medalia de bronz. Daniel Cataraga a ajuns lejer în semifinalele categoriei de greutate 71 kg după ce a trecut de Ismael Navarro Sanchez din Spania, bulgarul Svilen Kostadinov și japonezul Takeshi Izumi. În penultimul act însă, luptătorul nostru a cedat la limite în fața viitorului campion mondial germanul Frank Stäbler. În duelul pentru medalia de bronz, Daniel a fost învins de iranianul Mohammad Ali Gheray. Tot la lupte greco-romane, culorile țării sunt apărate de Victor Ciobanu 59 kg și Donior Islamov 66 kilograme. Zilele următoare vor intra în concurs reprezentanții luptelor libere Andrei Prepelița, Mihai Sava, Eugen Nedealco, Piotr Ianulov, Nicolae Ceban și luptelor feminine Svetlana Saienko și Iulia Leorda. FC Botoșani a obținut victorie în etapa 7 în Liga 1 și a urcat pe locul secund în clasament. În schimb, Dinamo București a întrerupt seria de 2 înfrângeri consecutive. Botoșani a început prost meciul împotriva Concordiei Chiajna, scor 1-2. Oaspeții au deschis scorul prin Batin. Gazdele au restabilit egalitatea în repriza secundă în doar 3 minute. Buș a punctat în minutul 53, iar ulterior Roman a adus victoria moldovenilor după ce a profitat de o greșeală imensă a unui fundaș advers. În urma acestei victorii, Botoșani a urcat pe poziția a doua în clasament, la 3 puncte de liderul CFR. Într-un alt meci, Dinamo București a învins cu mari emoții pe nou promovata Sepsi, scor 1-0. Intrat în repriza secundă, Hanca a adus cele 3 puncte prețioase pentru trupa lui Cosmin Contra după ce a transformat un penalti în minutul 68. Câinii roșii au întrerupt astfel seria de 2 eșecuri și au urcat pe locul 5 în clasament. Atât din sport în această seară, la revedere! În continuare, vă prezentăm datele despre starea vremii. La noapte va fi cam aceeași situație ca și noaptea precedentă. Vremea va fi răcoroasă în majoritatea regiunilor, iar cerul va avea înnorări accentuate. Temperaturile, în schimb, vor mai coborî cu câteva grade, astfel că pe litoral, la Constanța, se vor atesta 19 grade, iar în zona centrală, mercurul în termometru se va ridica până la 15 grade Celsius. Mâine, vremea răcoroasă va persista, iar temperaturile vor fi în scădere. În regiunile vestice și sudice, mercurul în termometre va urca până la 21 de grade. Un cer cu înnorări temporar accentuate va fi prin nord-vest și centrul țării. Mâine, ziua pe litoral la Constanța, se vor atesta 24 de grade Celsius. În zona Moldovei vom avea parte de soare cu nori, iar valorile termice vor crește ușor. 19 grade vor fi la Ocnița, 24 la Galați, iar la Iași și Bălți vor fi câte 21 de grade. În timp ce la Ștefan Vodă va fi cu un grad mai mult. La Chișinău, vremea va fi predominant frumoasă. Noaptea vor fi până la 17 grade Celsius, iar mâine cerul va fi senin. Mercurul în termometru se va urca până la 22 de grade Celsius. La București vremea se va încălzi față de ziua precedentă. Temperatura maximă va fi de 24 de grade, iar cea minimă va fi de 15 grade Celsius. La finalul programului informativ actual, vă reamintim principalele subiecte ale ediției. Ziua de 24 august este una de doliu, nu de sărbătoare. Asta au declarat mai mulți istorici în contextul zilei de 24 august, când Igor Dodon vrea să sărbătorească ziua eliberării. Deși au posibilități limitate de deplasare, nu se lasă intimidați. 22 de voluntari cu dizabilități au venit tocmai din Franța și au pornit într-o cursă pe biciclete pentru a promova un mod activ de viață.
Veste bună pentru conducătorii auto. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a ieftinit carburanții. Cutremur devastator în Italia. Cel puțin 2 oameni au murit, iar alți peste 30 au fost răniți după ce mai multe clădiri s-au prăbușit în urma seismului. Demnă de cupele europene. Campioana Sheriff Tiraspol este cea mai cotată echipă din Republică în topul coeficienților cluburilor din Europa. Acesta a fost programul informativ actual. Eu sunt Irina Staver și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție. Ne găsiți și pe site-ul Noroc TV, dar și pe pagina de Facebook Programul Informativ Actual. Dacă aveți o informație care poate deveni o știre, apelați la numărul de telefon 022 80 43 88 sau la adresa de e-mail actualnorocmedia@gmail.com. Rămâneți alături de programele noastre. O seară frumoasă în continuare. La revedere!